Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună ziua, dragi telespectatori! Emisiunea Ordinea de Zi este din nou alături de dumneavoastră. Eu sunt Aura Stoienescu și vă invit la o nouă rundă de campanie electorală, de dezbatere electorală mai precis. Am trei invitați în această seară, așa cum v-am obișnuit de regulă, în afară de puținele cazuri în care ne-a mai lipsit așa cât un candidat. Domnul Eftemie Popescu, candidat al de la Consiliul Local Bumbejiu. Bună ziua, bine ați venit! Să rămâne, mulțumesc frumos pentru invitație, salut privitorii dumneavoastră! Ne bucurăm, sunteți pentru prima dată, cred, la ENSA TV. E prima dată când ne întâlnim la ENSA TV, televiziunea care are o largă audiență în zona rurală. Nu e prima oară când mă întâlnesc cu dumneavoastră și mă onorează invitația. Aia clar ne știm de foarte mult timp. Domnul Matei Catrinoiu, candidat PNCCD pentru funcția de primar al municipiului Târgu Jiu și consilier local, președintele PNCCD Gorj. Bine ați venit! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Și domnul Radu Angheloiu, candidat UNPR pentru funcția de consilier județean, de ce nu și poate președinte de Consiliul Județean după alegerile din cadrul Consiliului și consilier local. Bine ați venit! Sărut bună, bine v-am găsit! Bună seara sau bună ziua tuturor! Încă bună ziua, zic eu! Până ieșim se face seara din emisie. Dragi telespectatori, așa cum v-am obișnuit, vrem să asigurăm o echitate, o egalitate perfectă între candidați și între partide, așa cum suntem noi obișnuiți să fim echidistanți. Și ăsta este motivul pentru care am găsit soluția tehnică să dăm drumul la cronometru pentru fiecare candidat în parte, câte 4 minute după cum știți. Începem cu domnul Eftemie Popescu, candidat al de la Bumbești Jiu pentru funcția de consilier. Start cronometru. Aveți 4 minute din acest moment. Am crezut că ce doriți să faceți? Ce doriți să faceți la Bumbești Jiu dacă veți conduce această localitate împreună cu colegii? Cu îngăduința dumneavoastră, a schimba un picuț scenariul pe care ni l-ați pregătit, așa cum am spus când a spus start mic să o fugă, și aș vrea să prezint situația așa cum o gândim noi ca și strategie de înlocuire a stării de fapt din cadrul primăriei Bumbejiu și din cadrul Consiliului Local. Alegerile într-un singur tur, așa cum și colegii de platou și toată lumea cu care am discutat, este evident că favorizează primarii în funcție, fapt pentru care noi, ca să putem anihila acest avantaj nedrept, aș spune eu, am constituit și cu multă vreme în urmă, după multe dezbateri, după multe discuții, o echipă. Pentru asta, inclusiv sloganul nostru este, până la urmă, administrație și nu politică, pe care și echipa care poate să câștige primăria la Bumbești Jiu, așa am gândit că este cea mai bună soluție. Dovedit faptul că, fiind că toți cei care facem parte din această echipă de consilieri în cadrul ALDE Bumbești Jiu, ne-am dovedit până la urmă, aș putea spune eu, interesul pentru binele comunității și nu pentru binele personal, așa cum au procedat marea majoritate a celor care s-au perindat pe la primăria Bumbejiu. Și când spun asta, nu pot să nu îl enumăr într-o ordine aleatorie pe domnul inginer Nicolae Medrega, pe domnul colonel... Acum enumerăm pe colegii dumneavoastră, pe nu colegii pe cei mei care candidați, s-au colegii mei candidați perindat pe listele ALDE, da? Pentru Consiliul Local Bumbejiu. Spuneți. Pe domnul colonel Constantin Cârlea, pe domnul jurist Firizoiu Ion, președintele Obștii de la localitatea Bumbești Jiu, domnul, bineînțeles, copreședinte al de Gorj, domnul Marius Borcan, candidatul nostru la primăria Bumbești Jiu, și toți cei care vin subsemnatul, m-ați prezentat dumneavoastră, vă mulțumesc, și foarte mulți oameni care, așa cum am spus-o, cu riscul de a mă repeta, dar pentru înțelesul ascultătorilor dumneavoastră și privitorilor dumneavoastră, suntem și ne-am luat așa cu taurul de coarne în ideea de a mișca ceva în localitatea noastră, care încet încet s-a cam
împilat, aș putea spune, într-un marasm al bunăstării, dar care nici pe departe nu există. Cu atât mai mult vreau să transformăm Bumbeștiul într-o poartă de intrare a Olteniei și nu una de ieșire. Știți că aia de ieșire de obicei undeva în capătul grădinii. Nu. Bumbeștiul trebuie să fie o poartă de intrare în Oltenia, să fie drag, să impresioneze și să atragă atenția că există și la Bumbești și există și în Gorj, există în întreaga Oltenie oameni gospodari și care se vede de la primul pas făcut la ieșirea din defileul Jiului. 30 de secunde. Dincolo de asta rămâne ca faptele și pe următoarea rundă, să nu mai spuneți start, să vă prezint ceea ce avem noi practic și pragmatic în ideea și în platforma noastră electorală, lucruri realizabile într-un mandat strict de 4 ani și nu ca să mai asfaltăm un picuț în ultima lună de mandat, din cel de-al 4-lea an, ca după aceea să promitem marea cusarea și să uităm de promisiuni. Da, în 5 secunde nu mai aveți mare lucru de spus, așa că o să vă mai dau 5 secunde la runda următoare. Continuăm cu domnul Matei Catrinoiu, candidat PNSCD la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu și consilier local. Domnule Catrinoiu, ce planuri aveți pentru Târgu Jiu? Ce perspectivă vedeți? Eu aș vrea să spun următoarele. În calitate de președinte al Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, noi am căutat prin tot ceea ce facem ca să promovăm pentru această campanie electorală și pentru această luptă oameni de valoare și oameni de caracter. Pentru că tot ceea ce se întâmplă în acest oraș, în acest județ, în această țară, se potrivește ca o mânușă cu ceea ce spunea marele om politic Iuliu Maniu în Dobrești, în 22 iulie 1944, deci cu 72 de ani în urmă. Avem întâi nevoie de oameni de caracter și onești și numai pe urmă de oameni pricepuți în conducerea treburilor publice. Între un hoț fără caracter, dar priceput, și între un om cinstit, dar mai puțin priceput, eu am preferat toată viața pe acesta din urmă. Astfel de oameni sunt mai de nădejde decât secăturile obraznice cărora nu le sticlesc ochii decât după afaceri. Cum am putea noi astăzi, în calitatea noastră de conducători, să dăm cu piciorul acestor caractere și să așezăm peste ei pe toți pungașii care i-am dat afară? Eu, cât voi fi la conducerea partidului, nu voi admite niciodată o astfel de blestemăție. Iuliu Maniu. Da, deci, să precizăm că e vorba de Iuliu Maniu. Iată că ați găsit subterfugiul unui citat ca să nu acuzați pe cineva direct. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Exact ceea ce se întâmplă în toată țara asta românească și ce s-a întâmplat și atunci se potrivește de minune și astăzi și acestui citat spus de unul din cei mai de seamă oameni politici care a plătit cu viața în temnițele comuniste. Deci, cei care candidează, și asta trebuie să plece de la aceste premize, să uite că ei au fost sau sunt trimiși pe o funcție de conducere pentru a reprezenta comunitatea aia așa cum este, pentru a le fi de folos și lor, nu numai propriilor buzunare. Pentru acest lucru vreau să le spun târgujenilor că în calitatea mea de justițiar și foarte multă lume știe câți oameni am trimis acolo unde le este locul pentru fapte reprobabile, voi face același lucru punând legea în funcțiune, pentru că, vedeți dumneavoastră, nu se poate să ai ceva drept, cinstit și bun dacă legea nu își face datoria. Pentru acest lucru, eu cred că oamenii cu care am plecat la această luptă, care este, sincer, foarte dură, dură din ce punct de vedere? Cu tot felul de
piedici, cu tot felul de lucruri. Vreau să vă spun că m-a oprit cineva din salariații de la primărie. Domnul Catrinu, și totuși, dacă ați venit la primărie, noi am auzit că ne dați pe toți afară. 20 vreau, de secunde. Vreau să le spun oamenilor că rolul primarului este altul, nu de a da oamenii afară, iar statutul funcționarului public este de neatins atunci când oamenii își fac treaba. Am înțeles. Rămân eu restantă 5 secunde și la dumneavoastră. Domnul Radu Angheloiu, candidat UNPR la funcția de consilier județean și de consilier local. Dumneavoastră trebuie să veniți cu o viziune și macro, adică la nivel de județ și la nivel de municipiu. Da, e adevărat. UNPR-ul și-a propus program destul de ambițios atât la nivelul municipiului Târgu Jiu, prin candidatul nostru Marius Vlaicu și echipa dânsului de consilieri, dar și la nivelul Consiliului Județean, unde sperăm prin calitatea umană a celor care alcătuiesc această listă propusă de către noi să ne apropiem cât mai multe din voturile electoratului Gorjean. Dacă ar fi să luăm în calcul câteva din, eu știu, direcțiile pe care le avem în vedere într-o primă prezentare, așa, în câteva puncte. În ceea ce privește activitatea la nivelul Consiliului Local, municipal... Începem cu județul. De acord, dacă vreți dumneavoastră, aici pot să spun că am și o părere mai avizată, având în vedere faptul că am un mandat de vicepreședinte al Consiliului Județean, pe care l-am dus cu, zic eu, cu verticalitate și seriozitate la sfârșit, un mandat care îmi permite să promovez câteva idei, consider eu, necesare pentru a fi puse în practică în perioada următoare. Și aici mă refer în special la păstrarea, în momentul de față, a structurilor economice pe care județul le are și dezvoltarea acestora. Va sări dintre, probabil, între cei care ne urmăresc și vor spune că nu are atribuții în acest domeniu Consiliul Județean. E foarte adevărat, dar în momentul în care te trezești cu 500 sau 1000 de șomeri în plus peste noapte, atunci nu este responsabilitatea structurii instituției județene în a gestiona asemenea situație. O gestionare a unei asemenea situații nu înseamnă numai a lua măsuri când te trezești cu situația neplăcută în față, ci a face demersuri, a prevedea o asemenea situație, a te pregăti pentru o asemenea situație, chestiuni care sunt la latitudinea Consiliului Județean, pot fi înfăptuite de acest. O altă chestiune este cea legată de o dezvoltare echilibrată a județului. Ce vreau să spun prin treaba asta? Asta este situația. În județul Gorj, poate zona de munte e mai bine reprezentată, poate județele din sud au o situație, niște încasări la bugetul local mai mic. Județul trebuie să fie pe cât posibil un județ echilibrat. În felul ăsta să poți să asiguri pentru fiecare entitate administrativă în parte un minim de standard pe care județul trebuie să și-l impună, Consiliul Județean trebuie să și-l impună. Și de aici încolo, bineînțeles, cu specificul local, încercând să maximizeze un anumit potențial. Și aici trecem la un alt punct de vedere, și anume o punere în valoare a specificului local. Aici ne referim la tradiții care pot să diferă de la o locație la alta. Ne referim la activități economice cu resurse locale care pot fi puse în valoare. Ne referim la oportunități locale de altă natură. Muzică, poate tarafuri, poate interpreți de muzică populară, muzică de altă factură, chiar muzică cultă, de ce nu? Sport, nu mai vorbim. Iată, Gorjul a dovedit că are un potențial extraordinar în domeniu. Cultură și așa mai departe. De asemenea... Ultimele 6 secunde. Aoleu, așa repede am depășit. Da. Am multe de spus, e adevărat. Voi mai reveni cu detalii. Vă rog. Da.
Domnul Eftenie Popescu, candidat al de la Consiliul Local Bumbești-Jiu, aveți o localitate, iată, de sub munte, frumoasă, cu potențial, cu puțină industrie de când uzina SADU a luat-o mai încet. Ce planuri aveți concrete pentru revigorarea acestei localități? Încerc să mă încadrez pe răspuns la întrebarea dumneavoastră, dar nu pot să nu fac și o adăugire și o completare pentru lămurirea privitorilor dumneavoastră. Și când spun asta, mă refer la aceeași echipă de care spuneam la începutul emisiunii. Este o echipă care ne-am format și ne-am rodat cunoscându-ne până la urmă dorințele și dezideratele în folosul comunității în mandatele anterioare pe care am avut șansa ca să le parcurg ca și consilier local la Bumbești-Jiu. Și vreau să vă spun că... Și din colegii dumneavoastră sunt care au fost din actuala echipă, da, de consilieri? N-aș vrea ca să avem eticheta de traseiști, pentru că până la urmă nu ne-am dorit decât să fost fim o echipă. Dacă au mai fost consilieri locali și ceilalți colegi. O bună parte dintre dumnealor au fost consilieri sau încă sunt consilieri locali în funcție. Dar ce vreau să vă spun este faptul că împreună și cu ajutorul dumnealor am reușit în perioada 2008-2010-2012 până în 2013, când eu nu am mai fost consilier local, să ducem la bun sfârșit și să trecem prin Consiliul Local, având totuși o opoziție destul de vehementă acolo, câteva proiecte de mare interes pentru localitate și pentru comunitate. Când spun asta și aș vrea să le punctez cât mai fugitiv, cu ajutorul chiar și al dumneavoastră am reușit să implementăm în cadrul zilelor orașului și iată că încă acum se descoperă valoarea acestei aniversări. Păcat că într-un scop oarecum ușor susceptibil de partipriși și de interese electorale, sărbătoarea fiii satului. Vă amintiți că împreună au fost acolo, spuneți dumneavoastră cifra, eu am apreciat-o la vreo 5-600 de oameni participare la prima ediție. Sunt fotografii. Acolo unde dumneavoastră ați colaborat cu noi printr-un parteneriat și care v-ați adus un aport extraordinar la realizarea și la ridicarea pe o treaptă mult superioară față de ce a urmat după aceea ca și aniversare a fiilor satului de la Curtișoara. Curtișoara este o zonă extraordinar de bine echilibrată din punct de vedere geografic, social, al oamenilor. Avem și un muzeu al satului, avem și păduri și lacuri și câmpii și de toate. Am reușit cu această echipă să implementăm și să traversăm prin Consiliul, să trecem prin Consiliul Local această hotărâre de Consiliu, pe care înființarea de foarte bine. Satului... Împreună cu această echipă, vis-a-vis de Spitalul de la Sadu, am reușit să blocăm, pentru că Spitalul de la Sadu a parcurs două etape de a fi repus în drepturi și redeschis pentru nevoile oamenilor de sub munte. Prima etapă a fost acea închidere de către guvernul Boc și care imediat și pe loc autoritatea executivă din acel moment găsise o soluție, vezi, doamne, să o dea într-un parteneriat prin asociere în participațiune unei societăți, unui SRL-ul, care nici măcar nu își scosese certificatul de la Camera de Comerț, dar acea hotărâre deja trecuse și am reușit împreună cu acești colegi, care acum suntem în aceeași echipă, să blocăm predarea spitalului către acel SRL, unde era clar o afacere foarte bănoasă și avantajoasă pentru cei care au copt această idee, pentru că dacă s-ar fi semnat și contractul, atunci nu ar mai fi avut ce deschide guvernul domnului Victor Ponta. Tot cu această echipă am reușit până la urmă să atragem atenția și să determinăm firmele care creează un mare deserviciu și foarte mult disconfort și pagube materiale cetățenilor din zona Porceni-Pleșa, să stabilim o taxă de pod care a fost atacată, conștigată în contencios până la urmă de către firme. Dumneavoastră iar cunoașteți acea situație cu detalii tehnice, nu plictisim. Nu pot să vorbesc că eu de acord, însă scopul superior a fost că am reușit să-i determinăm să creeze și să pe cheltuială proprie să deschidă acel drum tehnologic care oarecum protejează zona Pleșa. E bine, mulțumesc. V-am dat deja cele 5 secunde în plus de prelungirile. Domnul Catrinoiu, domnul Matei Catrinoiu, candidat PNCCD la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu și de consilier local. Start cronometru pentru domnul Catrinoiu. Ce planuri aveți pentru Târgu Jiu concrete? Având în vedere faptul că timp de 27 de ani de zile
totul s-a dărâmat în acest oraș și în acest județ, evident că noi sau atenția noastră trebuie este să vă îndreptată. Contrazic. Nu chiar totul s-a dărâmat. Mai este ceva. Eu zic să nu acuzăm, ci să propunem idei noi. Mai este ceva. Nu, dar trebuie să dovedim că s-a dărâmat totul și nu știu dacă reușim. Păi, dar vreau să vă spun întreprinderile care nu mai sunt. Deci eu la asta vreau să... De acord, dar o să spună primăria și, că nu și atunci, primăria e de vină. Pentru acest lucru, consider că este de datoria mea morală și a tuturor cetățenilor acestui județ ca împreună să croim o altă soartă acestui municipiu. În acest sens, am în proect crearea 4 parcuri industriale în toate zonele orașului Târgu Jiu, parcuri industriale care să fie dotate sau ultra-dotate, parcuri care atunci când vor veni investitorii să poată imediat să treacă, să-și amplaseze tot ceea ce doresc dânsii pentru a face producție. În acest sens, tot în acest sens, vis-a-vis de aceste parcuri industriale, ne gândim la o fiscalitate redusă pentru aceștia în perioadele incipiente, pentru ca în felul acesta să reușească la trecerea și la angajarea unor tineri care la ora actuală nu au decât luna deasupra capului și faptul acesta evident că ne doare și ne îngrijorează. Dacă nu voi găsi aceste terenuri pentru aceste parcuri industriale, am spus-o și o repet, voi pune la dispozițiile terenurile mele proprietate personală cu titlu de donație pentru suprafețe la vreo 4 hectare de 5 de teren, suprafețe pe care sunt moștenire, nu sunt cumpărate, nu sunt luate așa cum au făcut alții. Bine, unele dintre ele luate după o judecată de circa 20 de ani de zile. Asta este foarte grav și de neînțeles. Mai cu seamă că știa că eu sunt omul care nu mă las și îmi voi câștiga drept. Unde s-ar crea parcurile? În toate cele 4 zone, da? Limitrofe ale orașului? În Ciocârlău, în zona Dănești, în zona Jiului și în zona de est, în zona aproape... Nu, în zona de vest a orașului. Deci există această oportunitate și am spus așa cum am dat Comunei Bălești un teren pentru a face stația de epurare, l-am donat, deci fără să cer nimic, numai din dorința ca aceste comunități să beneficieze de lucruri interesante pentru ei și pentru familiile lor și pentru noi toți în final. În o singură altă idee, vă rog să mai spuneți, că mai sunt 25 de secunde. În altă ordine de idei, vom pentru tineri, m-am gândit ca ei nu au case, mansardarea tuturor blocurilor din orașul Târgu Jiu și în celelalte orașe, acolo unde se pretează, da, și au structură de rezistență, apartamentele rezultate și garsonierele rezultate să fie date tinerilor, iar plata acestora să se facă într-o perioadă îndelungată de timp pentru a le da posibilitatea să aibă și ei casă și masă unde să tragă. Mulțumesc! Ați primit și prelungirile, cred că eram datoare. Domnul Radu Angheloiu, candidat UNPR la Consiliul Județean și la Consiliul Local Târgu Jiu. Să continuăm, domnule Angheloiu, cu propunerile dumneavoastră pentru dezvoltarea județului și a orașului. Ajunsesem la un capitol legat de finanțarea proiectelor. Vă rog. Acesta este un capitol foarte delicat la nivelul Consiliului Județean. În permanență a creat nemulțumiri. Cred că realizarea unor, și aici mă refer la distribuirea fondurilor dinspre Consiliul Județean pentru proiecte aflate în derulare. Este, mă rog, o secțiune aparte din fondurile care vin la nivelul Consiliului Județean. Modalitatea de alocare a părților din acest
întreg la nivelul Consiliului Județean. Cred că este foarte important să se facă cu foarte multă seriozitate, fără a ține seama de, eu știu, partipriuri politice sau, mă rog, priorități cu caracter politic, ci doar de priorități de obiectivitate deosebită, dar mai ales de unele lucruri care sunt de spus pentru a nu mai fi niciun fel de dubii, și anume funcție de necesitate, funcție de oportunitate, funcție de tipul de proiect care a fost accesat. Se știe foarte bine, proiectele din punct de vedere al finanțării pot fi cu finanțare locală, cu finanțare la nivel de guvern, cu finanțare din fonduri europene. Există o prioritate legislativă în asigurarea finanțărilor, dar și asta nu în ultimul caz, sau nu în ultimul rând, ținând cont și de resursele locale. Spuneam mai devreme, la nivelul administrațiilor locale sunt venituri foarte mult diferențiate funcție de poziția sau de interesul economic în care se situează localitatea respectivă. Din acest punct de vedere, cred că o astfel de tratare a acestui lucru va asigura un echilibru la nivelul Consiliului Județean și o conlucrare pe domenii care să, mă rog, asigure o creștere de standarde. De asemenea, un lucru pentru care multă lume nu a asigurat continuitate, și anume multă lume din cei care s-au prezentat în Consiliul Județean au avut mandat la nivelul Consiliului Județean. Aici mă refer la necesitatea finalizării proiectelor începute. Un proiect pe care nu-l duci, și am un pic de experiență în acest domeniu, nelegată neapărat de activitatea la nivelul Consiliului Județean, dar de activitatea profesională depusă la un moment dat într-o firmă de construcții, un proiect care nu-l finalizezi în momentul în care îl lungești. Ba că nu sunt fonduri, ba eu știu ce s-a mai întâmplat cu firma, dificultăți ale firmei care execută, ba altele și altele, ajunge în situația de a se degrada și a nu-l mai putea aduce la finalitate în costurile de început. Ăsta este un lucru foarte grav și foarte complicat vis-a-vis de finalizarea unei astfel de investiții și care aduce, bineînțeles, nu beneficii cum ar trebui, ci dimpotrivă pierderi locale. Și avem experiența... Har Domnului, există multe exemple. Să vă dau un exemplu sub pasarelă? Nu intrăm în detalii, că sunt multe la nivelul întregului județ. Da. Pot să vă spun și la Mușetești, pot să vă spun și în alte zone din... S-au pierdut din necontinuare. Sigur că da. S-au pierdut efectiv fizic. La Turbure și așa mai departe. Aș vrea de asemenea... și țin foarte mult, dar și ca reprezentat, am să spun doar atâta. Potențialul sportiv al acestui județ în ceea ce privește promovarea Târgu Jiului, Gorjului și a României trebuie menținut cu orice preț. Am înțeles. Să mergem mai departe la domnul Eftemie Popescu, candidat la funcția de consilier local din partea ALDE. Da, sigur. Cred că e timpul să le și spunem telespectatorilor ce vrea echipa ALDE de la Bumbești-Jiu pentru cetățenii pe care cărora le solicită până la urmă votul pentru a-i reprezenta în Consiliul Local. Prioritățile noastre, să știți că sunt legate de nevoile imediate cetățenești, dar și de o strategie pe termen mediu și lung. Pentru asta am discutat cu foarte, foarte multă lume, începând, așa cum am spus, din zona rurală, din Curtișoara, din Tetila, din Pleșa, până poftim în centru civic la marile unități industriale și pe care până la urmă în jurul cărora orașul s-a dezvoltat, și când spun asta mă refer la uzina mecanică Sadu cu prioritate. Pentru uzina mecanică Sadu, care la adresa căreia s-au făcut foarte multe nedreptăți și a fost o vacă de mulți, de pe care foarte mulți și-au luat de acolo tot ce și-au dorit fără să dea nimic sau să pună nimic înapoi, în planul nostru de salvare al uzinei, în afară de lobby-ul pe care sperăm să-l facem prin reprezentanții noștri în Parlament și prin mandatul care va urma,
este de a scuti uzina mecanică Sadu de orice impozite și taxe pentru terenurile și spațiile care nu le are în folosință. De când spun asta, există și cadrul legislativ, pentru că alții s-ar putea să mă contrareze să-mi spună că nu există cadrul legal, ba da, există cadrul legal. Și să nu uităm faptul că pe același cadru legal, uzina mecanică Sadu a fost spoliată pur și simplu de cămine, de clădiri, de baze sportive, fără să îi se retragă cu absolut nimic sau să îi se reducă cumva din impozitele care îi se pun în spinare. Nu pot să nu fac referire la spitalul de la Bumbeștigiu, unde am dezlegarea și îngăduința domnului doctor Dițescu Damian, să spunem că mult mai avantajos și economic și financiar. Domnul director, este doar un medic specialist în cadrul spitalului Bumbeștigiu, dar a fost directorul spitalului. Înseamnă că sunt în urmă cu știrile. Da. La Bumbești lucrurile se desfășoară cam pe repede înainte, sperăm ca și alegerile la fel, să schimbăm ce e de schimbat acolo. Își dorește cu ardoare și am făcut într-adevăr acest studiu. Într-adevăr, în cadrul Spitalului Bumbești-Jiu se impune redeschiderea blocului alimentar. Așa cum am spus mai devreme, este foarte bine și eficient atât financiar, cât și pur și simplu al calității mesei servite pacienților. Că după ce vin cu probleme legate de sănătate, sunt mai și probleme legate de, până la urmă, de traiul de zi cu zi și toată lumea contribuie și plătește impozite și taxe la casa de sănătate, de ce să nu aibă servicii complete acolo? Adică nu e cantină, să înțeleg, nu la este spital? Cantină, serviciile alimentare sunt cedate și cesionate către o firmă de catering la care pacienții, dar și membrii angajații spitalului au destule reclamații, să le spun eu, vis-a-vis de calitatea produselor servite. Pentru zona rurală ne-am gândit, am discutat și sperăm să ajungem să avem puterea ca să demarăm această inițiativă de încurajare a parteneriatelor public-private între obștile care dețin terenuri forestiere pe zona Bumbești-Jiu și autoritatea executivă, pentru a putea ca după aceea, fie prin accesare de fonduri europene, pentru că există această posibilitate și această variantă, dar și din bugetul localității, să putem sprijini dezvoltarea zonei de sub munte, ca în perspectivă, în primul rând, pornind de la căile de acces, că vreau să vă spun atât de multe și mă uit la cronometrul ăla, că parcă merge mai repede decât de obicei, pentru a putea sprijini tot ce înseamnă agroturism, dar și agricultura de subzistență care se desfășoară încă în zonele plaiurilor bumbeștene. În zona de luncă, în zona de luncă a Bumbeștilor, același a Curtișoarei și a Tetilei, a Porcenilor, a Pleșei, la fel ne dorim să încurajăm și să consiliem pentru înființarea de asociații agricole pentru o mai bună valorificare și asigurarea unor venituri suplimentare deținătorilor de teren, pentru că ați văzut că o bună parte din teren este lăsat de pârloagă și continuăm în runda episodul următor. Da. Asta este, trebuie să respectăm regulile. Domnul Matei Catrinoiu, candidat PNCCD la funcția de primar a municipiului Târgu Jiu și de funcția de consilier local, are planuri mari pentru orașul Târgu Jiu. Da. Având în vedere sau pornind de la ideea că o țară degeaba a avut trecut, degeaba are prezent dacă nu are viitor, ochii noștri, sufletul nostru se îndreaptă către tânăra generație, generația cea mai lovită în această așa zisă democrație făcută de către acești minunați oameni, cu ghilimelele de rigoare. Pentru aceasta, noi avem în vedere stimularea tuturor tinerilor și încercarea de promovare prin viitorii noștri parlamentari a acelei verigi lipsă din acest lanț. Pentru că, vedeți dumneavoastră, dacă între liceu și facultate nu există, sau înainte nu există o școală profesională, pentru că nu toți copiii pot să ajungă profesori, doctori, ingineri. Sunt copii care au o îndemânare deosebită și pot să facă diferite meserii. Pentru asta ne vom bate
și spun acest lucru și că a fost cadru didactic timp de 25 de ani de zile pentru a aduce... Am fost profesor inginer. Am înțeles. Faptul că acest lucru este la îndemâna noastră a tuturor, trebuie făcut cu foarte mare atenție și foarte multă rapiditate. Acele școli de meserii, acele școli de ucenici care să le dea o pâine copiilor și toate mulate pe actualele meserii, pentru că au apărut o serie de meserii noi și de unde se pot scoate acei tineri care să poată să-și câștige o pâine. Inclusiv acea meserie de tânăr fermier, pentru că și asta e o meserie și în felul acesta, stimulând acești copii, putem să facem lucruri destul de interesante. Iar pentru tinerii meritoși, liceeni, profesioniști și studenți mai departe, vom fi capabili pentru acordarea acelor burse de merit care să le dea posibilitatea ca ei să-și etaleze munca, să își etaleze calitățile ridicându-se pe trepte cât mai înalte. De asemenea, ne-am gândit la înființarea unui centru de cercetare pe lângă Universitatea Constantin Brâncuș, centru care să mențină acești tineri de valoare care învață pe băncile Universității Constantin Brâncuș și ei să poată fi utilizați în toate domeniile de activitate în care ei se pregătesc pentru a da o mână de ajutor acestui minunat județ. Tot aici vreau să spun următorul lucru. Dotarea după ultimele standarde interne și internaționale a tuturor școlilor din municipiu și din toate zonele rurale, pentru că, vedeți, noi românii pricepem foarte repede și acest lucru ne va ajuta să prindem pe alții din urmă. Alții ne-au zis că ne trebuie vreo 50-60 de ani pentru a-i prinde din urmă. Nu e adevărat. Românii se mulează foarte repede și pot să-i prindă din urmă ultra rapid, dar să avem voința politică să facem acest lucru. Mă gândesc că au dispărut din toate liceele și facultăți, acele cabinete medicale, chiar și în grădinițe și așa, trebuie reînființate acele cabinete medicale și de stomatologie. Am înțeles. Mai există pe aici, pe acolo, nu știu dacă funcționează, mi-am amintit acum ce spuneați dumneavoastră că ar trebui să fie școli profesionale. Dragi telespectatori, eram la Tudor și lucram la Strung, la atelier. Câte Strung? La Tudor, deci la liceul Tudor. Am învățat să lucrez la Strung. Sunt mândră de chestia asta. Și nu făceam orice, șuruburi. Dar să continuăm cu domnul Radu Angheloiu. Nu e ușor să faci șuruburi, să știți. Radu Angheloiu, candidat UNPR la funcția de consilier județean și consilier local al municipiului Târgu Jiu. Rămăsesem la un domeniu foarte drag mie, cel legat de sport. Aș putea să spun, am făcut parte la un moment dat din pitici clubului de fotbal Pandurii, când eram în Puști, l-am avut antrenor pe regretatul profesor Giolgău. De asemenea, când am fost în liceu și sunt mândru că sunt absolvent al liceului Tudor Vladimirescu, dacă tot ați pomenit, ca întreaga mea familie, așa, toți am absolvit acolo, am făcut parte din o selecționată a liceului Tudor care 2 ani de zile a activat în divizia națională de volei. Și cei care, eu știu, suntem apropiați de vârstă și aduc aminte de, eu știu, competițiile care le-am purtat atunci într-un mod spectaculos, de-a dreptul la Târgu Jiu, pe vremea aceea cea mai bună sală fiind sala de la liceul Tudor. Deci niște condiții precare, să zic așa. Peste ani, făcând o punte, iată, chiar dacă e vorba de alte discipline sportive, Gorjul a dat dovadă că este un județ cu un potențial extraordinar legat de
și o pepinieră în domeniul sportiv, dar și o performanță pe care o poate atinge prin cristalizarea activității pe care o depun, prin talent, prin abnegație, prin echilibru și așa mai departe. Ăsta este un lucru care promovează Târgu Jiu, promovează județul Gorj, promovează România în momentul în care joci și în cupele europene și har Domnului atât pandurii ca echipă de fotbal, cât și energia ca echipă de basket, au promovat în afara granițelor țării o imagine pozitivă a acestor locuri. Ăsta este un lucru care aduce un beneficiu zonei de netăgăduit și o curiozitate din partea celor de afară pentru a încerca să vină să cunoască aceste locuri. Că vine fiindcă este suporter, că vine fiindcă participă la o competiție, ăsta este important. Să ne vadă lumea și să ne vadă cum stăm, cum arătăm, să vadă că suntem oameni de toată isprava, oameni care pot să creeze și să facă performanță. Din acest punct de vedere, promovarea acestor locuri a județului Gorj, indiferent cărei zone din județul Gorj, prin sport, dacă vreți, este o necesitate de prim rang, o prioritate de prim rang în perspectiva anilor care vin. E adevărat că sportul de performanță sunt state care asigură și nu-s departe. Ungaria, spre exemplu, asigură ajutor de stat pentru discipline sportive unde fac performanță. La noi în țară legislația e altfel. Statul nu mai prea acordă sau nu acordă astfel de subvenții și rău face. Dar, mă rog, asta e legislația. Trebuie să găsim soluții și pentru asta vor fi aleși oameni în capul trebuie, indiferent că e vorba de municipiu sau de județ, să găsească soluții ca acest potențial extraordinar de promovare a județului să rămână în acest sau poate de ce nu să crească, dar să rămână cel puțin în aceleași limite care au fost și până acum. Din acest punct de vedere, cred că este imperios necesar un efort în această direcție. În plus față de, mă rog, acest aspect și din considerente turistice. 20 și din, de secunde. Și din considerant, să spun o chestie care poate va mira așa multă lume, dar și din considerente investiționale, fiindcă un om de afaceri cu potențial nu-și permite să facă 3 ore până la Târgu Jiu, indiferent cu ce vine, să stea un sfert de oră aici și să încerce să lege o afacere. Din potrivă, ar vrea să facă pe drum un sfert de oră și 3 ore să discute afacerea aici. Pentru s-a asta e nevoie timpul de un aeroport la Târgu Jiu. O spun treaba asta și o susțin cu toată tăria. Am înțeles. Și e foarte bine să nu faci o jumătate de o oră de la Piața Mică până în centru. Să continuăm cu... Mi-a zis că o să discutăm și despre aspecte ale activității de transport local. Da, în sunt ultimele în 4 domeni... minute. Sunt în domeniu în aici, vă stau la dispoziție. Pe care le mai aveți. Da, continuăm cu... Cred că cu domnul Eftemie Popescu, e ultimul rândul calup. Meu, da. Da, e rândul meu. Dăm start cronometru? Trebuie să le spunem cetățenilor ce dorește echipa ALDE de la Bumbejdiu să realizeze în folosul și calup. În sprijinul dumneavoastră. Concluzii. Am avut solicitări și le-am promis și ne vom ține de cuvânt că vom soluționa problema dreptului de proprietate la locuințele de tip C, acolo unde oamenii încă, după ce trăiesc de o viață acolo, dumnealor nu sunt proprietari și pe teren și le-am promis acest aspect, acest detaliu, că îl vom demara inițierea și studiul până la urmă pentru a vedea cadrul legal prin care dumnealor să devină proprietari, pentru că sunt îndreptățiți să devină proprietari acolo. De asemenea, fără alte artificii, vreau să vă spun că avem în intenție să ne gândim pentru o dezvoltare medie și de lungă durată. În sfârșit, după atâtea promisiuni, să reușim cumva să demarăm investiția privind ridicarea cel puțin unui bloc cu locuințe ANL pentru tinerii care, uite că s-au împrăștiat prin toată lumea, dar încet, încet, până la urmă, tot îi trage ața acasă și este bine așa. E o problemă de interes imediat, deratizarea și igienizarea subsolurilor blocurilor, chiar dacă unii spun, care se consideră ei mai așa, mai în cunoștință de situație, că nu e, e o proprietate privată, nu e adevărat, e o problemă de protecție socială, până la urmă și de igienă, asanarea și igienizarea subsolurilor inundate ale blocurilor din zona centrului civic
Și n-am lăsat pe ultimul loc, pentru că ar fi chiar la coada intereselor și priorităților noastre, punerea în valoare a peisajului și a siturilor arheologice în interes și în scop turistic, așa cum foarte bine știți. Uite câtă coincidență, tot cu dumneavoastră, a fost prima dată și ultima dată când în ultimii 6-8 ani s-a făcut ceva 2008. Pentru în 2008, exact, ce timpuri erau pe atunci și cât de ambițioși eram, unii dintre noi ne-am păstrat încă această ambiție, când am pus în sfârșit în valoare și se vedea din șoseaua națională, din drumul european 79, ruinele castrului roman, unul din cele mai bine conservate, am putea spune, relicve ale trecerii Imperiului Roman prin zonele noastre. Lucruri care până acum nu s-a întâmplat, a fost doar așa ca o laudă. Tot de un interes major pentru noi, până la urmă, este și susținerea, cum foarte bine a punctat și domnul Angheloiu, a sportului, pentru că tinerii trebuie atrași către activități care să le întărească, să le fortifice sănătatea. Avem, Doamne ajută, spitalul, avem săl de sport, putem ca stadion? Să au unde să-și facă stadion cu bunăvoința până la urmă și îngăduința uzinei mecanice Sadu, pentru că dumnealor și această entitate economică a pus bazele sportului și culturii în, și Casa de Cultură, în tot Bumbești. De... Casa de Cultură, tot urmarea de activității care se desfășoară la uzina mecanică Sadu, așa cum v-am spus, tot scheletul și toată localitatea Bumbejiu s-a ridicat pe structura și pe scheletul și pe activitatea uzinei mecanice Sadu. Pentru zona rurală, pentru că trebuie să legăm, iar colegii de platou au punctat și dumnealor acest aspect, trebuie să legăm de zonă, să fie mândri de originile dumnealor, să în sfârșit să putem da un scop și o destinație căminelor culturale care mai sunt pe zona rurală și care tot cu echipa 20. La care v-am spus, echipa care ne-am regăsit acum la ALDE, am reușit să impunem în bugetul de cheltuieli măcar reparația în vederea conservării a acoperișului de la școala veche, model Spiru Hara din Curtișoara, la căminele culturale din Curtișoara și din Bumbești-Jiu. Noi nu ne vom lăuda la sfârșit de mandat, cum se laudă alții, cu asfaltul din drumul județean, cu reabilitarea aparegiului, a rețelei de apă și canalizare. Ne vom lăuda și ne vom arăta până la urmă cu fapte și cu realizările pe care sperăm să le ducem la bun sfârșit cu ajutorul cetățenilor. Vă urăm succes! Timpul dumneavoastră s-a încheiat. Urmează domnul Matei Catrinoiu, care am să-i dau, dragi spectator, doar 3 minute și jumătate, pentru că dumnealui, în calitate de președinte de partid, a acceptat ca astăzi să fie difuzat din nou spotul pregătit de doamna Camelia Stanciu, care a fost ieri invitata noastră, este candidatul PNCCD la funcția de primar a municipiului Motru și domnul Catrinoiu a fost de acord să fie difuzat, a propus să fie difuzat pe timpul dumnealui pentru a-i da o mână de ajutor colegii de la Motru. Deci 3 minute și jumătate, haideți să începem. Pentru că unii își amintesc de romi doar atunci și numai atunci când îi folosesc să le dea votul, am considerat că este de datoria mea firească și umană să aduc în prim plan faptul că aceștia, deși și-au construit case, ei nu au titlu de proprietate pe terenurile de sub casele în care locuiesc. Pentru aceasta, ia sigur, chiar dacă mă vor vota sau nu mă vor vota, în măsura în care voi ajunge primar, cu siguranță voi rezolva această dorință a lor, dorință nematerializată până acum, bineînțeles, despăgubind, așa cum se cuvine, pe oamenii care au avut terenurile și le-au aparținut terenurile respective și pentru a intra în legalitate, ca să poată și ei să fie, să nu se trezească mâine poi mâine că vor fi nevoiți să plece din nou cu cortul. În altă ordine de idei, tot pentru ei, m-am gândit la înființarea a două școli, o școală primară și o școală generală, în care să învețe copiii romi atât în limba română cât și în limba romanii, școli dotate cu cadre pregătite în acest sens, pentru a crea acea posibilitate ca aceștia să-și continue
tradiția și viața lor așa cum și-o doresc. În altă ordine de idei, n-aș vrea să uit bătrânii pentru care am o stimă și un respect deosebit, pentru că eu, dacă mi-am pierdut tatăl la vârsta de 10 ani, consider că este datoria mea să mă gândesc la acești oameni loviți de soartă, de care oamenii aceștia se roagă și obțin votul lor pe o masă sau ce se mai întâmplă. Eu m-am gândit la înființarea unui staționar unde aceștia să găsească o masă caldă, să aibă unde locui și să aibă acea îngrijire de care au nevoie. Pentru tot gândul nostru curat și pentru tot ceea ce PNTS-ul dorește târgujenilor și gorjenilor în general, așa să ne ajute Dumnezeu. Gorjeni, dacă aveți încredere, votați Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, votați primar Catrinoiu Matei și lista cu care, dacă vom ajunge, vă vom demonstra că vom pune legea în mișcare și vom face dreptate pentru toată lumea. Mai aveți o jumătate de minut. Pentru că mai este o jumătate de minut, vreau să transmit tuturor acelora care sunt în suferință și nu au de niciunele, că în mine vor găsi de fiecare dată un sprijin care încearcă să le facă viața un pic mai bună decât le oferă alții. Mulțumim, domnule Matei Catrinoiu. Regia, haideți să dăm drumul la spotul doamnei Camelia Stanciu, candidat PNCCD pentru funcția de primar a municipiului Motru. Să nu uita să ne dați și nouă sunet ca să o auzim pe doamna Camelia. Sunt Camelia Stanciu, sunt candidatul PNCCD la primăria Motru. Îmi doresc să facem din Motru un oraș occidental prin atragerea de investiții străine și prin accesarea de fonduri europene, fiind și expert în accesare fonduri europene, deci mă pricep la asta. Motru merită schimbarea. Tu votezi. Ministerul Afacerilor Interne te informează. Prezența oricărei persoane în cabina de vot, în afara celei care votează, precum și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot, constituie contravenție și se pedepsește conform legii. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Da, a fost și un spot de promovare a alegerilor din partea Ministerului. A avut și sunet, noi nu l-am auzit aici, a avut și sunet pentru telespectator, dar regia pregătea momentul intrării din nou în direct. Domnul Radu Angheloiu, ultimele 4 minute, candidat UNEPR la funcția de consilier județean, dragi telespectatori, și de consilier local în cadrul municipiului Târgu Jiu, Consiliului Municipal Târgu Jiu. Vă rog. Ultima intervenție aș aloca-o unei zone de altă natură, și anume să fac câteva precizări legate atât de candidații pe care noi am propus la aceste alegeri locale, modul în care ne-am gândit că sau ce calități trebuie să aibă acești candidați. Aș vrea să spun că ne-am sfătuit destul de așa ca orizont de timp destul de mult până a alege candidaturile la nivelul primăriilor, deci la unitățile administrativ-teritoriale, dar și a listelor de consilieri.
Ne-am propus să fie niște oameni destoinici, niște oameni echilibrați, niște oameni cel puțin în orizontul voturilor pe care considerăm că le vom obține, niște oameni foarte bine pregătiți, care să poată face față situațiilor de la nivelul celor trei entități, primărie, Consiliul Local, Consiliul Județean. Oameni care nu au avut probleme cu justiția de niciun fel, oameni în care alegătorii noștri pot să aibă încredere în perspectiva unui nou mandat. Legat de un nou mandat, aș vrea să mai fac o precizare. Dacă este să ne gândim un pic modul în care se derulează și legăturile care există între instituțiile acestei țări, instituția administrativă locală este foarte bine legată și de multe ori în mod indisolubil, aș putea spune, de instituția legislativă, de parlament. În momentul în care au loc alegerile locale, până la alegeri parlamentare mai este aproape o jumătate de an. Acest interval de timp, de cele mai multe ori, final de mandat, atât pentru final de mandat pentru parlamentari, așa, este cam pierdut. Până lumea și intră în mână cu noua situație, până se observă care este orientarea pentru viitorul guvern și se întâmplă viitorul guvern, vine cu programul nou, viitorul guvern, este o perioadă de 6 luni cam care nu este folosită la maxim. Cam același lucru este și la sfârșitul unui mandat. Ultimele 6 luni de zile pentru aleșii locali le folosesc să gândească unde se îndreaptă, că sunt mulți care se reorientează, dacă mai vor încă un mandat și așa mai departe, dispare interes. 3 ani de zile, în schimb, pot să fie de muncă titanică, muncă temeinică, muncă care poate să vină în slujba colectivității care te-a ales. Din acest punct de vedere, tenacitatea oamenilor pe care noi îi propunem pe listă trebuie să atragă atenția electoratului. Electoratul are obligația să informeze, să analizeze candidaturile care le-a depus fiecare partid, nu numai noi, să cântărească bine și atunci când votează să o facă în deplină cunoștință de cauză. Cred că nu este un demers prea adânc, prea costisitor ca timp. Știm bine că fiecare își drămuiește cu foarte mare atenție timpul, dar ca însemnătate și ca importanță este absolut deosebit. Degeaba pe urmă ne plângem că, eu știu, nu ne-a convenit sau astea sunt legile democrației și atunci trebuie să învățăm din ele, atunci când alegem, să alegem cu temeinicie. Asta îmi doresc. Electoratul român de la mandat la mandat a fost din ce în ce mai adânc în a alege și a opta. Cred că acum va fi și sper asta să fie înțelesul bun al cuvântului, atât pentru județul Gorj, cât și pentru fiecare localitate în parte. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc invitaților mei, dragi telespectatori, au fost alături de mine și încă sunt, dar au fost prezenți cu opiniile dumnealor până în acest moment. Domnul Eftemie Popescu, candidat ALDE la Consiliul Local Bumbești-Jiu, domnul Matei Cadrinoiu, candidat PNCCD la Primăria Târgu Jiu, la funcția de primar a municipiului Târgu Jiu și la funcția de consilier local, și domnul Radu Angheloiu, candidat UNEPR la funcția de consilier județean și consilier municipal pentru Târgu Jiu. Eu sunt Aura Stoienescu, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine seară cu alți candidați din alte localități. La revedere!